Se spunea în această zi și se vorbeau prin frații care ne-au dus cuvântul lui Dumnezeu despre adevăr, dragoste, curaj din această perspectivă biblică și dumnezeiască. Și stând aici, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, gândindu-mă la pasajul acesta care a fost citit, m-am gândit câteodată ce tragic este să spui adevărul așa cum este, știi că poți să riști o prietenie. Mă uit la Domnul Iisus care stă de vorbă cu acest om care era foarte, foarte, foarte bine intenționat. Apreciez și am apreciat întotdeauna copiii care sunt crescuți foarte bine. Îmi place când mă întâlnesc și văd în ei mult respect. Dau mâna, știu să te întrebi de sănătate, știu să vorbească cu oamenii, sunt foarte educați, sunt foarte buni cunoscători ai multor lucruri din viața aceasta, însă, frați și surori, toate acestea nu sunt de ajuns în ceea ce înseamnă dobândirea mântuirii. Toate acestea, dacă vreți, le putem îngloba sub ceea ce înseamnă aspectul educativ. Și educația este ceea ce fiecare părinte, ceea ce biserica, ceea ce comunitatea încearcă să facă pentru copiii noștri, pentru copiii dumneavoastră, ca ei să crească într-un mediu sănătos, să fie respectuos, să știe să se relaționeze unii față de alții. Însă lucrul acesta, vreau să spun în această seară, nu este de ajuns pentru a dobândi mântuirea. Și Domnul Iisus se întâlnește cu omul acesta, este pus față în față și omul acesta are multe, multe calități, însă citim cu tristețe și cu regret și textul acesta este un text care de fiecare dată ne provoacă atâta tristețe când vezi un om care alege să se întoarcă de la Domnul Iisus, să întoarcă spatele lui Dumnezeu și să-și vadă de drumul lui. M-am gândit la efortul pe care l-a făcut tânărul acesta, omul acesta, să se întâlnească cu Domnul Iisus. Era aproape să piardă clipa aceea a întâlnirii. Erau ultimele momente când Domnul Iisus trebuia să plece și omul acesta, în interesul lui, manifestă o dorință pentru a sta de vorbă cu învățătorul, pe a sta de vorbă cu Domnul Iisus și lucrul acesta este un lucru atât de mare. Nu au fost mulți care au manifestat interesul acesta. Au fost oameni care au gustat din bunătățile Domnului Iisus și Domnul Iisus le spune în Evanghelia lui Ioan, capitolul 5, că voi mă căutați pentru că ați mâncat din pâinile acelea. Și spune evanghelistul că oamenii aceștia doreau să-L ia cu forța pe Domnul Iisus, să-L facă împărat peste el. Dar uite că omul acesta, tânărul acesta, fruntașul acesta, îl caută pe Domnul Iisus, nu pentru că a văzut semne și minuni, nu pentru că a mâncat din pâinile acelea, dar pentru că în inima lui se manifesta ceea ce spunea Eclesiastul la un moment dat, că el a pus în om chiar și gândul veșniciei. Și un lucru extraordinar ca cineva să manifeste interes pentru viața veșnică, nu-i așa? În zilele pe care le trăim noi, în societate, la școală sau unde lucrăm, oare cât din cei cu care ne întâlnim mai manifestă interes pentru viața veșnică? Tot mai puțin. Pe zi ce trece, tot mai puțin manifestă interes pentru viața veșnică. Uite un om deosebit care îl interesează viața de dincolo. Și dacă poate bogații lumea acestea, filantropii lumea acestea, care merg după dictonul acesta aici și acum, gustă viața aici și acum pentru că nu știi ce va fi dincolo, iată un om care dispune de multe resurse financiare, de multe oportunități, dar care la un moment dat în mintea lui se naște un gând. Ce va fi dincolo? Ce este dincolo? Cum pot să ajung dincolo? Știți dumneavoastră că la un moment dat și Nebucanețar, un împărat păgân, stătea, spune cuvântul lui Dumnezeu, în așternutul lui și se gândea. Și are un vis omul acesta, îl uită și trebuie să vină Daniel să primească din partea lui Dumnezeu visul și tălmăcirea lui. Și omul acesta se întreba ce va fi după el. Iată un tânăr care se gândește, un fruntaș, un om plin de putere financiară, care se gândește nu la viața de pe pământ doar, dar se gândește la viața de dincolo. Adică, în inima lui,
Știe că va fi un moment când va pleca din lumea aceasta și viața lui se va sfârși pe pământul acesta. Și dorința lui este cum ajung să intru în viața viitoare. Eu cred că toți care suntem în locul acesta nu avem altă dorință decât aceea să moștenim viața veșnică. Și doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne dea nouă, familiilor noastre și întregi adunări, Dumnezeu să ne dea viața veșnică. Un tânăr care arată mult respect față de învățătorul, îngenunchează, îi recunoaște capacitatea de învățător. Însă când vine vorba de mântuire, Domnul Iisus vrea să îl aducă pe omul acesta la următorul nivel și să înțeleagă că el este Fiul lui Dumnezeu și nu doar un învățător. De aceea îi pune și întrebarea, de ce mă numești bun? Bun e unul singur Dumnezeu. Cu alte cuvinte, recunoști în persoana mea divinitatea, recunoști în mine că sunt Fiul lui Dumnezeu, recunoști în mine că sunt acela care pot să-ți dau mântuirea sau recunoști în mine doar un simplu învățător? Știți că persoana Domnului Iisus Hristos, frați și surori, a fost acceptată de-a lungul vremurilor și de diferiți oameni care nu cred în Domnul Iisus. De bună oară, musulmanii acceptă istoric venirea Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta, acceptă minunea nașterii Lui dintr-o fecioară, acceptă statutul Lui de profet, doar că ei se opresc doar la tânt, rezumând că este altul care este profetul mai mare. Vedeți, o cunoștință despre Domnul Iisus Hristos, dar cunoștința aceasta nu este de ajuns ca să mă mântuiască și să te mântuiască pe tine sau familia mea. Noi trebuie să-L cunoaștem pe acela care dă mântuirea. De aceea și Pilat, la întrebarea care a pus-o, ce este adevărul, a formulat-o greșit pentru că el nu știa că în fața lui stă acela care în sine însuși era adevărul Fiului Dumnezeu. Întrebarea corectă era pusă, cine este adevărul? Însă nu a înțeles Pilat de odinioară, de aceea a pus el întrebarea, ce este adevărul? Domnul Iisus se uită la tânărul acesta și vrea să-l facă să înțeleagă că el este acela care este mai presus decât un învățător, mai presus de un proroc, el este însuși Fiul lui Dumnezeu. Și se uită Domnul Iisus și pune o întrebare, cunoști legea? Acum, dacă ne uităm în decalog, frați și surori, în cele 10 porunci, primele 4 porunci au de-a face cu relaționarea omului față de Dumnezeu și începând cu porunca 5-a să-ți cinstești părinții până la capăt, îți porunci privitoare la relaționarea noastră interpersonală, la relația dintre noi ca și frați și surori. Uitați-vă că omul acesta stătea foarte bine la capitolul acesta de relație interpersonală cu cei din jurul lui. Nu a prădat pe nimeni niciodată, și-a cinstit părinții, i-a ajutat, a fost sensibil poate față de cei de lângă el în nevoie, cum unii oameni n-au fost, spunea Domnul Iisus la un moment dat că unul care ajunsese într-o stare înaltă nu s-a gândit la cei din lângă el, ci s-a gândit cum să-și trăiască toată viața pentru sine și spunea, îmi voi striga hambarele și voi face altele mai mari. Dar iată că bărbatul acesta, tânărul acesta, la capitolul acesta al relațiilor pe orizontală, stă foarte, foarte bine. Însă, frați și surori, acesta este un adevăr pe care noi trebuie să-l păstrăm în inimile noastre și să ne facă foarte, foarte conștienți. O persoană morală nu înseamnă neapărat o persoană care îl cunoaște pe Dumnezeu. O persoană morală nu înseamnă neapărat o persoană care îl cunoaște pe Dumnezeu. De altfel, o persoană care ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu trebuie să fie o persoană morală. Nu putem spune o persoană îl cunoaște pe Dumnezeu și de aici nu poate să fie o persoană cu o etică creștinească. Dar uitați-vă, omul acesta, la relația aceasta pe orizontală, stătea foarte, foarte, foarte bine. Sunt mulți oameni în lumea aceasta care se poartă aspru cu ei, cu trupurile lor, ca să câștige ceva. Și petrec ore în anumite practici pentru a ajunge într-o stare spirituală înaltă. Și intră la un moment dat în conexie cu anumite spirite și duhuri, dar lucrurile acelea nu sunt bune. Și sunt oameni care sunt foarte morali. Însă, ceea ce ne spune nouă cartea aceasta, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, e că mântuirea noastră nu putem să o câștigăm prin moralitatea noastră. Mântuirea noastră
noastră o câștigăm prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin poarta pe care El o deschide, prin perdeaua dinăuntru templului care s-a rupt în două de sus până jos și ne-a făcut deschiderea noastră către Dumnezeu, și apoi viața noastră trăindă în sfințenie înaintea lui Dumnezeu este aceea care ne va face să căpătăm mântuirea din partea lui Dumnezeu. Nu știu câți dintre noi care suntem în locul acesta, dacă am fi puși față în față cu Domnul Iisus sau cu cuvântul predicat și ar vorbi, așa cum spuneau frații, direct nouă la problema care o avem, câți dintre noi am fi în stare să primim, antidotul pe care ne-l dă Dumnezeu? Să ne spună Dumnezeu lucru care ne lipsește și să nu ne-l spună urât, pentru că sunt oameni care pot să vorbească urât cu tine, dar spune Biblia că Domnul Iisus s-a uitat la omul acesta și l-a iubit. A avut compasiune, milă și dragoste pentru el și a vrut să fie mântuit. Dar, frați și surori, aceasta nu a fost de ajuns. Lui îi lipsea un lucru. Și spune cuvântul Domnului că, mâhnit de lucrurile acestea, de răspunsul pe care l-a dat Domnul Iisus, omul acesta a făcut o alegere să își continue viața lui și să nu facă ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. Oare câți dintre noi, dacă ne-ar spune Domnul Iisus despre lucrurile care ar trebui să le schimbăm în viața noastră, am fi mâhniți sau poate ne-am bucura că Dumnezeu nu ne osândește odată cu lumea, ci ne pedepsește aici ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Însă vedeți, frați și surori, imaginea lui Dumnezeu în zilele acestea pe care noi le trăim, oamenii au diluat-o foarte mult. L-au coborât pe Dumnezeu la un standard atâta de jos. În sensul că Dumnezeu dă totul pentru mine, nu mai poate pentru mine, mă vrea așa cum sunt și mă primește așa cum sunt doar să mă mântuiesc. Însă uitați-vă cât de exigent a fost Domnul Iisus și lucrul acesta mă face atâta de mult să mă cutremur, pentru că Biblia vorbește de o zi a judecății și spune că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel fără de lege și păcătos? Și spunea Iacov, frații mei, cei care slujesc, care vorbesc, vor avea o judecată mai aspră, pentru că prin vorbele care le spun vor da o direcție și oamenii fie vor ajunge la Dumnezeu sau se vor rătăci. Dar uitați-vă la Domnul Iisus care prezintă rețeta mântuirii acestui om, cum se uită și cred că în inima lui, măcar că îl durea pentru omul acesta, nu a făcut recurs și rabat de la ceea ce însemna mântuirea. Eu, dacă aș fi fost poate în locul Domnului Iisus, văzând că omul acesta nu este în stare să facă lucrul acesta, poate aș fi coborât ștacheta mai jos. Poate aș fi spus, stai puțin, hai să mai negociem, hai să vedem. Poate că am pus un preț prea mare pentru tine. Dar gândiți-vă la Domnul Iisus că este Dumnezeu. El este Domn și Mântuitor, cum spune Cartea Faptele Apostolilor. Și în Ioan, în capitolul 6, când la un moment dat are o vorbire foarte directă cu ucenicii lui, oamenii aceștia spun, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să sufere cuvintele acestea? Cum poate omul acesta să ne dea să mâncăm trupul lui, să bem sângele lui? Și spune cuvântul Domnului, Evanghelia după Ioan, capitolul 6, cu versetul 66, și din clipa aceea, mulți s-au întors și au plecat. Foarte interesant că în traducerea aceasta, Cornelescu, Ioan 6, cu 66, vorbește tocmai despre o lepădare. 666. Mulți au plecat și l-au părăsit pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus se uită la cei puțini care au rămas și în loc să se tulbure că își pierde audiența, le spune, voi nu vă duceți? Voi nu vreți să plecați? Și Petru și ceilalți au cuvântul și spun, Doamne, unde să ne ducem, că la Tine sunt cuvintele vieții? Cu alte cuvinte, Domnul Iisus este Dumnezeu care ne iubește, care a făcut totul pentru mântuirea noastră, dar este Dumnezeul care lucrul acela care ne vine nouă să-L facem, trebuie să-L facem și dacă noi nu-L facem, nu putem să moștenim viața veșnică. Sigur, mi-ar fi mult mai ușor și nouă ne-ar fi mult mai ușor să vă predicăm o evanghelie ieftină, frați și surori. Nu contează. Ridică o mână, ai intrat în împărăția lui Dumnezeu, ești fiul lui Dumnezeu și toate sunt bune, tu nu mai poți să-ți pierzi mântuirea.
Însă observăm din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu deschide poarta aceasta a mântuirii. Spune cartea Evreilor, s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, adică începătorul unei mântuiri. Dintre cei care sunteți mai bătrâni, sigur știți cuvântul acesta urzeală, știți că era începerea acelui tablou sau acelui covoraș. Însă urzeala nu înseamnă produsul finit. Domnul Iisus, în ceea ce înseamnă mântuirea noastră, s-a făcut pentru noi urzitorul unei mântuiri veșnice, începătorul unei mântuiri veșnice, dar apoi pe traseul acesta, după ce noi am fost salvați prin Domnul Iisus, este drumul pe care noi trebuie să-l parcurgem ca să ajungem în Canaanul Ceresc. Și vreau să vă dau și exemplul acesta vechi testamentar. De exemplu, în eliberarea evreilor din țara Egiptului, au fost lucruri pe care evreii n-au putut să le facă și le-a făcut Dumnezeu. În salvarea și în mântuirea noastră sunt lucruri pe care noi nu putem să le facem, le face doar Dumnezeu. Smulgerea din păcat, iertarea păcatelor, înnoirea minții, nașterea din nou, sunt lucruri care nu poate să le facă niciun părinte, oricât de mult ar dori să-și vadă copilul născut din nou, nu poate face lucrul acesta, pentru că ele țin de Dumnezeu. La fel pentru evreii de odinioară, au fost lucruri care au fost făcute de Dumnezeu, pentru că nu era în capacitatea omului să le facă. I-a eliberat cu braț puternic, a dus surgiile, judecata împotriva zeii Egiptului, a despicat Marea Roșie, a trimis îngerul lor înainte, i-a călăuzit într-un stâlp de nor și într-un stâlp de foc. Însă, lucrurile care trebuiau făcute de evrei, Dumnezeu a avut pretenția ca oamenii aceștia să le facă. Cu alte cuvinte, pustia care le rămânea de străbătut trebuia străbătută cu picioarele lor, trebuia străbătută de ei. Eu înțeleg în felul următor planul salvării pe care Dumnezeu îl lucrează în viața noastră. Sunt lucruri pe care noi nu putem să le facem, că le face Dumnezeu și El este inițiatorul salvării și al mântuirii noastre. Dar odată intrați în planul acesta a lui Dumnezeu de mântuire, Biblia abundă în exemple și în versete în care ne cheamă să ne ducem mântuirea noastră până la capăt. Și îi spunea și acestui tânăr, vino după mine. Dar ca să poată veni după el, Dumnezeu a cerut să își dezlipească inima. Poate mulți dintre noi am fi spus că Dumnezeu i-a cerut să renunțe la bogăția lui. Mie mi-ar place să spun mai degrabă, Dumnezeu a cerut să-și o transfere dincolo. Pentru că spunea Mântuitorul în Matei capitolul 6, că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. De aceea comoara voastră, spunea Domnul Iisus, să nu fie de pe pământ, ca inima noastră nu cumva să fie legată pe pământ. Și Domnul Iisus s-a uitat la omul acesta și a făcut, așa cum se spunea, o chemare personalizată. Pentru că aceea era problema lui. Inima lui era legată de avuția pe care o avea. Și Domnul Iisus îi propune o investiție genială, pe care doar Dumnezeu o poate propune. Auzi, investește în banca din cer, că nu vei pierde nimic, apoi ia-ți crucea, vină după mine și urmează. Știți că sunt oameni care au fost în stare în viața aceasta să renunțe la belșugul bunătăților lor. Dar știți că nici lucrul acesta nu este de ajuns? Pentru că Pavel în 1 Corinteni capitolul 13 spune: și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și toate acestea care aș putea să le fac, dacă nu am dragoste, nu sunt nimic, sunt doar o aramă sunătoare. Domnul Iisus se uită la tânărul acesta și în procesul mântuirii lui îi cere a-i dezlipi inima de ceea ce îl leagă, a renunța, dar nu doar atât. După aceea să-și poarte crucea în fiecare zi și să vină după Domnul Iisus Hristos. Noi toți creștinii avem de purtat crucea noastră, într-un fel sau în altul. Știți, o întâmplare mai hazlie spunea despre un bătrân care a fost întrebat cum e crucea. Și-a spus, n-ar fi fost așa de grea, de numai sărea și baba pe ea. Fiecare are crucea lui de dus în fiecare zi, într-un fel sau în altul. Realitatea este că dacă noi nu facem ceea ce ține de noi, în ceea ce înseamnă purtarea poverilor noastre așezate de Dumnezeu, noi nu putem, frați și surori,
să ajungem să dobândim mântuirea. Noi trebuie să ne purtăm crucea în fiecare zi, așa cum ne-a chemat Domnul Iisus să o facem și să-L urmăm pe El. Și Domnul Iisus spunea în chemarea aceasta că trebuie să fie lepădare de sine, trebuie să fie renunțare, trebuie să fie o stare de dragoste față de cei din jurul tău și astfel să ajungi să capeți mântuirea. Și omul acesta a plecat întristat, a plecat mâhnit. Eu doresc din toată inima ca toți care suntem în locul acesta să plecăm bucuroși spre cer în fiecare zi. Să înțelegem, frați și surori, că în planul acesta mântuitor am intrat doar prin harul lui Dumnezeu. Dar să nu coborâm pe Dumnezeu la un nivel la care nu este, crezând că Dumnezeu va închide ochii și cumva ne va băga și pe noi, că doar suntem noi copiii Lui. Dumnezeu are pretenția de la noi, lucrurile care trebuie să le facem, să le facem. Și dacă stăm bine la capitolul acesta al moralității, al relațiilor pe orizontală, Domnul Iisus vrea ca să stăm bine și pe capitolul acesta, pe relațiile la verticală, adică noi și Dumnezeu. Și spunea Apostolul Ioan și lucrurile acestea se întrepătrund atât de frumos. Cum poate iubi cineva pe Dumnezeu și nu iubește pe fratele lui? Nu se poate lucrul acesta, nu? Sau cum poate cineva să fie rău cu frații lui și de aici să spune că îl iubește pe Dumnezeu. Vedeți, viața aceasta este atât de conectată și noi suntem așezați împreună într-o comunitate și noi dovedim credința noastră și dragostea noastră în Dumnezeu prin faptul că ne iubim unii pe alții. Cum spunea Domnul Iisus, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit și eu. Doresc din toată inima ca Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Doresc să manifestăm toți interes pentru viața veșnică. Dar nu uitați, frați și surori, acea vorbă care spunea la un moment dat că drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Oameni care au avut intenții la un moment dat să facă lucruri bune în viață, dar n-au ajuns să le facă. Lucrul acesta nu este de ajuns. Lunea care a trecut spunea la un moment dat la tineri despre Irod, un om care îi plăcea la adunare, un om care asculta predicile lui Ioan Botezătorul, stătea în cumpână, dar totuși nu se pocăia. Și vremurile din urmă abundă în oameni de aceștia, pentru că Pavel spune în cartea a doua Timotei că și printre altele, când vor fi vremurile grele, oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Adică îl iubesc și pe Dumnezeu, merg și la adunare, se închină, fac și o lucrare, dar totuși plăcerea lor este deasupra. Și lucrul acela este vinovat înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu dorește exclusivitate. Iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Probabil că și tânărul acesta a fost mai mult iubitor de plăceri decât de Dumnezeu. Eu doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute pe noi să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și Dumnezeu se angajează că toate celelalte ne le dă pe deasupra și viața veșnică pentru noi și familiile noastre. Amin.